Aeronava prezidențială, am fost ieri, exact așa cum a spus, în CSAT. Acolo am făcut o prezentare a Comisiei Numite, care este planul nostru de acțiune. Nu s-a vorbit despre bugetare, decât avem ca punct fix rectificarea bugetară. Guvernul anterior nu ne-a lăsat un buget și nici n-avea cum pentru acest lucru. Comisia nu era activă când s-a stabilit bugetul acesta. S-au făcut decât pașii de lucru, ce se va merge, cum se va face analiza de oferte, care, cum va scrie ANAP-ul, o procedură specială pentru această achiziție, care probabil din momente din motive de economie va fi una govern-to-govern cu unul din statele europene. Și cam acestea sunt punctele. Ne propunem